Excelente. Ok. Workout music source. Să începem cu încălzirea. Astăzi nu folosim niciun accesoriu. Așa. Luăm distanță față de suportul nostru. Rotim capul lateral. Schimbăm direcția. Umerii spate. Gâtul lung, vârdiasul. Încă 4, 3, 2 și față. 4, 3, 2, depărtează bine picioarele. Ridicăm brațele deasupra capului și sus, prin fesierul extir. Așa. Dacă vrei să fie mai cardio, mergem cu brațele larg deschise sus deasupra capului. Împinge fesierul spate și genunchi mult în exterior. La următoarea, locăm jos și pulsăm foarte, ridicând alternând câte un călcâi. Două pulsații și schimbăm. Așa. Încă o dată sus, inspir, expir. Trage tare de genunchi în exterior. Așa, ne încălzim bine. Aplecăm ușor trunchiul, da, și împingem fesierul spate. La următoarea, locăm, pulsăm. Poți să ridici alternând câte două pulsații pe fiecare călcâi. Împinge tare de genunchi din exterior. Așa. Vai ce arde. Eliberăm. Nice. Depărtează bine picioarele. Aplecăm ușor fesierul în spate, genunchii flexați. Pandă în lateral, da? Când pe o parte, când pe cealaltă, nu te grăbi. Întind un picior și pe celălalt împinge genunchii către exterior. Hai! Acum, haideți să venim cu palma către piciorul opus, rotește-ți ușor din trunchi, fără să copășești, da? Spatele rămâne aplecat, dar drept. Încerc să mă duc către gleznă, dacă nu pot foarte jos, către genunchi. La următoarea, prinde gamba, rotesc către tavan și lovesc de două. Schimbăm. 1, 2. 1, 2. Stabilizăm și rotim. Așa, privește către tavan. Super. Ultima, eliberăm. Excelent. Bun. Haideți să venim lângă suportul nostru, bară sau ce-ar fi el, scaun. Și o să începem cu jocul de gleznă. Ridic un călcâi și schimb pe partea cealaltă. Când unul când celălalt. Așa. Tragem umerii spate. Gâtul în bărbia sus. Și o să pregătim de eleve în paralel. Încetare fesierul, genunchii rămân drept, da? Și de aici vom înălța puternic, expirăm pe coborâre, nu atingem solul, da? 5, 4, 3, 2, 1. Și sus, înalt. Vreți să atingem cu creștetul capului tavanul, înalt, sus, sus, așa. Împinge cu forță, bine genunchi drept și fesierul încordat. 3, ca să arată mai bine. 1, rest. Relaxăm. Și mai facem o serie. Pregătim, umerii trași spate de lung, strânge tare fesierul. Înalt. Respiră bine degetele de la picioare, ca să ai acolo amprentă la sol. Așa, sus. Care
Okay, rămânem relaxată. Pivotăm pe călcâi, venim cu vârful în exterior. La fel, cu genunchii drept, strângem tare fecierul, ridicăm pe vârf. Prepare and work. Final. Sus. Sus. Cea mai faină arsură, așa e. 3, 2, 1. Relaxă. Cycle 3, complete. Oh my god, încă una. Așa. Încă una. Trece tare fesierul. And work. Final. Așa. Hai cât puteți sus. Pe vor. Excelent. Pentează genunchii drept, împinge tare, rând fesier. 2, 1, rest. Cycle 4, wow. Complete. Excelent, ok. Depărtăm grand plie de pe vârful, rând fesier. Tragem de genunchii în exterior, sus îndreptăm, expirăm. Inspir, expir. Spatele rămâne drept, nu te cocoșa, nu te-a plecat. Împing în exterior. Rest. Cycle 5. Complete. 6 la fel. Să tragi bine de genunchi în exterior. Păstrează fesierul încordat. Prepare să stai dreapt, da? Sus, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Renal. Umerii jos. Strânge tare fesierul. Așa. 2, 1, rest. Cycle 6, complete. Ok, din grand plie cu cărții pe o singură parte. Grand plie și cărții. Prepare and work. Ia avem. Tăc. Grand plie. Păstrez unchiul drept. Tragem în exterior genunchi. Așa. Spatele drept. Facem o reverență. 2, 1, rest. Cycle 7, nice. Complete. Schimbăm acum pe partea cealaltă, grand plie și cărții. Împinge tare de genunchi în exterior, da? Prepare and work. Rest. Tabata 1, complete. Recover for 1 minute. Pauză. Așa. Bem apă și eu vă explic următoarele exerciții. Ce vom face? Intrăm în oblici. Pentru asta, flexăm piciorul, umărul jos, brațul sus. Dacă observ, trunchiul este înclinat. Inspir, lovesc cu cotul în spatele genunchiului, înclin și trunchiul către picior. Da? Varianta simplă. Varianta un pic mai complicată. Piciorul nu mai coboară, rămâne aici undeva sus, suspendat, strâng, întind, strâng, întind. Ok, asta o să fie primul timp. Al doilea timp, palma atinge talpa pe la spate. La fel, poți să pui piciorul jos sau să-l întinzi suspendat. Timpul 3, ne combinăm. Poți să avem așa ceva de genul cot și palmă. Cot și palmă. Timpul 4. Poți să te odihnești. Dacă simți că deja este mult prea cardio, facem joc de clesă, inspirăm, expirăm. Sau realizăm la fel, combinat. Bine? Ok. Umărul jos, să nu te sprijini așa. Get ready for Tabata 2. Da? Gâtul lumbăzia sus. Aici se întinde mușchiul și aici strângem. Îți închipui că tragi un elastic puternic din tavan. Bine? 4, 3, 2, 1. Expir. Expir. Așa. Fie-l faci mai lent, fie mai rapid. În ritmul tău. 3, 2, 1. Rest. Cycle 1 complete. Nice. Acum, palmă către talpă, dacă poți, și apăsăm. Prepare. Brațul sus, work. Lung, apăs.
Inspira. Ah, pues. Întinde trunchiul către genunchi. Și strâng. Și strâng. 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 complete. Și acum le combinăm. Prepare and work. Fort. Palmă. Fort. Palmă. Așa. Strânge tare. Apăs. 3, 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. Ok. Acum fie te odihnești sau încă o dată le combinăm. And pe aceeași parte și am. Fort. Palmă. Fort. Strânge bine. S-ar putea să le mai și încurci. Nică problemă. 3, 2, 1. Rest. Cycle 4 complete. Schimbăm pe partea cealaltă. Începem cu cotul. Prepare. Brațul sus. Strâng expir. Strâng expir. Trage tare de elastic. Ăla invizibil. Din tavan. Așa. Three, two, one. Rest. Cycle 5 complete. Acum mergem cu palma către salpă. Gâtul lung. Prepare. Pregătim. And work. Jos de sprijin. E ușor rotit către exterior genunchiul și rămâne flexat. 3, 2, 1. Rest. Cycle 6 complete. Le combinăm. Pregătește piciorul de sprijin. Brațul sus. Fort. Palmă. Fort. Palmă. Strânge tare. Așa. Umărul de sprijin jos. Înfină. Acolo. 3, 2, 1. Rest. Cycle 7 complete. 8. Poți să te odihnești sau le combinăm. Pregătim. Prepare and work. Pot. Palmă. Duci genunchiul și în spatele lui. Genunchiul dirigează. 3, 2, 1. Rest. Tabata 2. Complete. Recover for 1 minute. Pauză 1 minut. Bem apă. Așa. Acum o să mergem în fandare. Foarte important la fandare este ca să faci un pas mare spate, te poziționezi la mijloc. Aici, înainte să cobori, strângi tare fesierul pentru ca să nu te lase sări prea jos. Obținem 90-90 de grade. Punctare pe primul timp. Adică aduc piciorul în față. Așa, al doilea timp, o să venim în tandiu. Tandiu față, înseamnă că piciorul e foarte bine întins, cu călcâiul către interior. Cel de sprijin este ușor flexat. Da? Voi avea fandare și tandiu. În funcție de nivelul tău, mai sus sau mai jos. Al treilea timp, attitude. Rotesc ușor către exterior. Aici, mai mic unghiul, e mai ușor. Mai mare și mai extins în față, este mai greu. Al patrulea timp, lovitură laterală. Poți să vii în kick 45, sau dacă vrei mai greu, kick înalt, da? Așa. Timpul 4, poți să odihnești dacă simți nevoia. Get ready for Tabata 3. Începem cu pas spate și punctare. Aici, încearcă să te obișnuiești cu poziția, da? Să ții trunchiul 5, drept. 4. Nu aplecăm trunchiul deloc. Și pas spate, strâng fesier. Punctez. Pas spate, strâng fesier. Punctez. Așa. Poți să stai și pe lateral la scaunul sau suportul tău. Și atunci ții o palmă în șoldă.
3, 2, 1. Rest. Hai. Cycle 1. Acum, complete. Revenire, ne întindem bine piciorul înainte și acolo expirăm. Păstrăm trunchi drept și în alt. Prepare and work. Pas spate. Pandare. Și tandem. Exact. Dreptul lung, pădriastului. 3, 2, 1. Rest. Cycle 2. Acum, îl ridicăm, ușor rotit în exterior, ai grijă să nu te lași pe o parte. Spatele rămâne în permanență drept. Prepare și avem pas, spate, attitude. Cu nasul pe sub, postura e foarte înaltă. Așa. Nu uita să strângi fețierul pe coborâre. Acum, fie lovesc în 45, fie mă înclin și apoi lovesc, revin central. Prepare sau odihnești. Fac spate. Și echip. Sunt din abdomenul, controlează mișcarea. 1, rest. Cycle 4, complete. Schimbăm pe partea cealaltă. Primul timp, cu revenire. Pregătim. Prepare and work. Pas spate, andare, punctăm. Setul în bărbia sus, trunchiul nu se pleacă. Two, one, rest. Cycle 5, complete. Wow, deja am transpirat ca lumea. Nu știu voi. Și n-am băut de la capă. Prepare okay. And work. Tandem. Pe următorul trebuie să vă pun continu. Și explicați și băut la voi. Întindem următorul. Two, one, rest. Cycle 6, complete. Acum attitude, în attitude, numele zice, atitudine, da? Suntem sus cu nasul. Avem work. Inspir, expir. Inspir, expir. Dreaptă. Și înaltă. Întinde bine vârful la picior. 2, 1, rest. Acum, fie te odihnești sau lovim lateral, poți să vii în 45 sau deasupra, da? Prepare. Pregătim. And work. Pas, spate. Lovesc. Foarte bine controlat. Sper să nu te grăbești ca să nu te dezechilibrezi, să nu balancezi. Așa. 3, 2, 1, rest. Tabata 3, complete. Recover for 1 minute. Așa, următoarele să mergem un oyster, apoi kickback. Deci corpul va sunt destul de legate. Tot așa facem 4 pe fiecare picior. Diferite. Ok. Sprijin pe antebraț sau pe palme, umerii trai jos, genunchii flexați, împinge fesierul în spate. Poți să stai cu călcâiele sus pentru a avansa, călcâiele jos mai ușor. Vârful întins, gamba paralelă cu solul, genunchi în genunchi, genunchiul de sprijin flexat. Primul timp, ridicare singulară, punctă maximă. Al doilea timp, două lovituri. 1, 2, al treilea timp, blocăm și cerculețe. Al patrulea timp, ridic, întind, flexăm și înapoi. Dacă ai nevoie pe al patrulea timp, te odihnești. Așa. Foarte important aici este să împingi fesierul spate, ca să nu curbezi coloana, să nu te cocoșezi și să nu te înclini și din trunchi pe ridicare, da? Pentru că vrem să lucrăm aici, zona de obrici, talie, da? Și atunci blochează-o, îți închipui că ești prins într-un corset și doar de aici, din coapsă, se deschide, da? Dacă nu poți să deschizi foarte mult, deschide cât poți tu, dar atinge punctul maxim. Nu te grăbi, vârful întins. 3, 2, 1. Umerii trai jos,
Work. Sí. Extiende. Extiende y empieza con gorila. Revenimos con una John Kinder, ¿no? Desquiten con los huecos. 2, 1, rest. Nice. Cycle 1, complete. Acum, acolo sus, lovim de două. Kick, kick. Asta e ca să menținem izometria. Prepare and work. Vă ritrage jos și avem. 1, 2. 1, 2. Așa. Three, two, one. Rest. Cycle two, complete. Următorul, rămâne în sus și facem cerculețe. Împinge bine fesierul spate. Prepare and work. Locăm și de aici. Cercul mic. Așa. Să nu cobori. Te duci către spate sus. Spate sus. 3, 2, 1, rest. Cycle 3, complete. Relaxăm și acum extensie sau odihnim. Pe extensie e foarte important să întinzi bine, bine prepare de tot piciorul. And work. Și deci, ridic, întind, flexăm, înapoi. Ridic, întind, flexăm, înapoi. Umerii jos. Întinde bine, 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 bine. Așa. Three, two, one. Rest. Super. Cycle four, complete. Relaxăm și schimbăm de partea cealaltă. Împinge fesierul spate, genunchi flexați, vârful întins. Prepare and work. Să avem. Sus. Expire. Nu te cocoșa, da? Trage umerii jos, gâtul lângă viasul și împinge tare spate fesierul. Dacă simți că te-ai cocoșat, fă un pas în spate, un pic mai mult, rest. Mai mare, cycle da? Five, să te dai mai departe de sprijin de care te ții. Acum lovim două sus. Prepare da? And work. Să avem. 1, 2. 1, 2. Așa. Three, two, one. Rest. Cycle six, complete. La șapte, bucăm sus, cerculete. Hai să luăm poziția corectă. Împingem fesierul spate. Vârful prepare bine. And ridicăm work. Și de aici. Scurte și mici. Vârful întins. Three, two, one. Rest. Cycle seven, complete. Pe opt odihnim sau extindem. Luăm poziția. Prepare and work. Am ridicat, întind, flexăm, înapoi. Nu se niște nimic altceva. Dacă ai obosit, extinzi aici, mai jos. Dacă nu, poți să te duci mai sus. 3, 2, 1. Rest. Tabata 4. Complete. Super. Recover for 1 minute. Ne odihnim un pic, bem apă. Acum mergem un kick back care are ca bază aceeași poziție de start. Saltile în paralel, genunchii flexați, împinge fesierul în spate. De data aceasta călcâiul va fi flexat, pornind genunchii genunchi. Prima serie va fi ridicare singulară. Păstrăm unghiul din spatele genunchiului. Pe a doua, lovim de două ori. Am ridicare și 1, 2, coborâre. Pe a treia, blocăm sus și avem fie lovesc cu călcâiul către fesier, asta e varianta un pic mai simplă, fie împing către tavan, e un pic mai greu. A patra, întindem perfect genunchiul, expir. Dacă vrei mai greu, bineînțeles că poți realiza acest exercițiu cu călcâiele sus, și să pleci mai mult trunchiul, pentru că asta îți permite să ridici mai mult piciorul. Dacă ești mai la început, stai cu trunchiul mai drept, călcâiele jos și vei ridica foarte puțin, da? Ok!
Cred că în curând trebuie să pregătim. Împinge fiecare. Get ready for Tabata 5. Dedicare singulară. Dacă ai sprijinul și vrei să mergi mai aplecată, faci un pas mai mare în spate, da? Tragi umerii jos, vezi umerii sus. 3, 2, 1. Și a, work. Sus extind. Sus extind. Așa. Revin întotdeauna genunchi în genunchi. Tare. Păi tare, sper că eu. Ca și cum ai o pedală. 3, 2, 1. Rest. Cycle 1 complete. Pe al doilea lovim de două ori ca să menținem izometria. Luăm poziția. Prepare and work. 1, 2. 1, 2. Umerii jos. Nu te lăsa să cazi între umeri. Pe ce se găsim? Peste ce nu real. 3, 2, 1. Rest. Așa. Cycle 2, complete. Și acum, fie lovim către tavan sau către fesier. Așa. Prepare către fesier, and către work. Tavan. Three, two, one. Rest. Cycle three, complete. Pe patru extindem. Deja se simte ca un polenin. Prepare and în work. Și întind. Cât mai bine. Umeri jos. Gături. Three, two, one. Rest. Cycle four complete. Schimbăm piciorul. Oricând ai nevoie să te odihnești și să prepare relaxezi. And work. Ridicare singulară. Three, two, one. Rest. Cycle five, complete. Lovitura dublă. Luăm poziția. Prinde bine abdomenul. Prepare and Uno, work. Uno, doi. Ridicăm doar din fesier. Trunchiul nu se mișcă. Îți imaginezi că ai un corset în jurul abdomenului. Prinde tare. 3, 2, 1. Rest. Cycle 6 complete. Acum avem lovitură către tavan sau către fesier. Luăm poziția. Împinge. Prepare and work. Curte. Acesta e un pic mai greu de coordonat. Dacă ți-e greu, lovește către fesier. Grijă mare. La biceps sus în mural acolo în spate, dacă ți se tensionează tare, te oprești în urea. 1. Rest. Cycle 7. Complete. La următor întindem piciorul. Luăm poziția. Întindem bine, bine, bine de tot. Prepare and work. Întindem genunchi. Maxim cât poți de drept. Împingem spălțiul tare. Așa. Three, two, one. Rest. Tabata 5. Complete. Recover for 1 minute. Cine își mai simte fesierul? Ăla eu, ăla eu. Așa, e bine. Ok, pe următorul facem pantalele încrucișate cu pic lateral. La fel, varianta simplă este cu călcâiul de sprijin din față jos. Pornim călcâi în călcâi, aduc un picior la spate, cobor. Aici se lucrează în elongație, trunchiul nu se mai aplacă de nicio formă, lucrează pe vertical. Inspir, lovesc, expir. Am o lovitură singulară. Vârful pe ridicare este bine întins. Al doilea, lovim 1, 2. Al treilea, fie bloc este aici sus și lovești, ăsta este mai greu, fie bloc este jos și pulsăm, ăsta e mai ușor. Pe al patrulea,
întindem și revenim. Dacă vrei să complici și mai mult, poți să fii cu călcâiul din față sus, da? Pe cobor reflexezi mai mult genunchii și pe ridicare extinzi mai mult piciorul. Când îl extindem mai puțin, iar este mai ușurel, da? Ok, luăm poziția, tragem din umeri în spate, gâtul lumbărbia sus, pregătim. Ridicare singulară, foarte înalt, da? 2, 1, work! Așa, întinde bine piciorul. Ridicăm către exterior. Sus exterior. 3, 2, 1, rest. Bun, cycle acum one, două complete. Lovituri pe ridicare. Luăm la fel poziția. Strânge bine fesierul. Strânge este perfect de. Prepare and work. 1, 2, 1, 2. Întinge câte către tavan. Așa. Ca să intre și abdomenul. Înalt. Vârf întins. 3, 2, 1, rest. Okay. Cycle 2, acum, complete. Fie pulse jos, fie aici sus, da? Ok. Pregătim. Prepare. O să luăm poziția. Îți imaginezi că lovești o pernuță acolo. Sus, sus, înalt, gâtul lung. Three, two, one, rest. Cycle three, complete. Super, extensie. Sau te odihnești, da? La fel, poți să extinzi aici jos sau să extindem sus. Cum îți dorești și cum simți că ți este bine pentru tine. Doar să întinzi bine piciorul. Three, two, one, rest. Cycle four, complete. Schimbăm. Pornim cu ridicare singulară. Prepare de vara. And work. În alt exterior. Three, two, one, rest. Cycle five, complete. Acum, dublă, 1, 2, sus. Luăm poziția sau lași călcâiul jos dacă prepare e obosit, da? And work. Important este să stai foarte dreaptă. Aceasta este ultima serie la vară, apoi trecem la saltea. Three, two, one, rest. Cycle six, complete. La șapte, fie rămâi jos dacă pulsezi, strângi tare, tare fesierul. Aici sus, iei poziția, and tragi work. Postural și pulsăm lateral. Întinde bine vârful, strângem tare abdomenul, umerii jos, gâtul lung, vorbi sus. Mă înclin lateral, dacă simt că nu mai pot, mă opresc mai devreme. 3, 2, 1, rest. Cycle 7, complete. 8, întindem și apoi am terminat cu partea de vară. Prepare and work. Înalți, întind. S-ar putea pe o parte să poți să înalți și să împinzi mai bine piciorul. Este absolut normal. Nu suntem simetrici. Three, two, one, rest. Tabata six, complete. Recover for 1 minute. Relaxăm și mutăm la, la saltea. Așa. Să mut camera în jos. Vom începe cu ridicările de pelvis. Să te hidratezi dacă ai nevoie.
Ok. Ridicarea singulară de pelvis. Se strânge fesierul, se încordează și se coboară. Vrei un pic mai greu, poți să ridici coltele, da? Astfel încât nivelul va fi mai sus. Important este să ajungem în linie dreaptă. Get ready for Tabata 7. Deci fie cu coltele jos, fie cu coltele sus, inspir și sus expirăm. 5, 4, 3, 2, 1. Strânge tare fesierul pe ridicare. Dumping. Sus. Umerii către sol. Three, two, one. Rest. Cycle one complete. Pe a doua, pulsăm două sus către tavan. Prepare and work. Uno, doi. Uno, doi. Prinde tare fesierul. Two, one, rest. Cycle two, complete. Bun. 3 și 4 triceps dips. Palmele orientate față sau pe pumn, cu degetele în exterior. Prostul numeric către spate. Și de aici. Flexăm coatele, împingem, expirăm. Așa. Totul se petrece din brațe. Lucrăm tricepsul. 3, 2, 1. Rest. Okay. Cycle 3. E următorul, dacă vrei mai greu, pulsăm două jos. Dacă nu, repetăm la fel, da? Prepare and work. Rest. Cycle 4 complete. Ce bine. Pe lateral, perfecuțe. Vom aduce palma către talpă. Genunchii la piept, nu mă las pe umăr. Nu te grăbi, merge ritmul tău. Strâng expir. Rest. Cycle 5 complete. Dacă ți-e foarte greu, schimbă pe partea cealaltă, dacă nu, rămâi pe aceeași parte. Prepare and work. Tragem genunchii la piept. Expire. Foarte bine. Să împingem pieptul înainte. Tetul este lung, bărbia sus. 3, 2, 1. Rest. Cycle 6. Pe partea cealaltă, 7 și 8. Sau lucrăm alternând, în funcție de cum ai ales. Prepare and work. Nu te lasa pe umăr, se rămâne la piept. Rest. Cycle 7. Complete. Încă una. Prepare and work. Apoi vine pauza un minut. O să ne odihnim bine, bine, bine. 3, 2, 1. Rest. Tabata 7. Complete. Recover for 1 minute. Mai avem un singur Tabata la saltea, după care trecem la stretch. Pe următorul, vreau să facem două de semi-push-up, semi-flotări, adică aici pe genunchi. Depărtăm genunchii, palmele le aducem sub umeri, mai jos, în dreptul pieptului. Sus, expir, inspir. Dacă ți-e foarte greu, coboară de tot, odihnește și împingem. La fel. Dacă dorești, poți să stai pe pumn, da? Depinde cum îți simți încheieturile.
vom face două cicluri din acesta, ok? După aceea mergem în Russian twist-uri, da? Și de aici duc palmele lateral, extind piciorul opus. Exact. Ca și cum aici aș avea o mingiuță pe care o apăs la sol. Astea vor fi două și următoarele patru. Vom avea sprijin pe lateral, ridicarea coapsei și deschidere. Expir, inspir. Ok, cu fața la sol, pregătim. Get ready for Tabata 8. Palmele s-au pus în dreptul pieptului. Plus expirăm. 5, 4, 3, 2, 1. Work! Rest. Cycle 1 complete. Relaxăm, pregătim de seria 2. Dacă ți este foarte greu, te duci până jos la sol. Prepare and work. Rest. Cycle 2 complete. Russian twist. Cu întindere alternandă a genunchiului, pieptul deschis. Prepare palma unda and peste work. Pasă la sol și întinde bine piciorul. Păstrează pieptul deschis, gâtul lung bărbia sus, privirea înainte. 3, 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. Încă o serie. Pregătim. Pieptul deschis. Prepare and work. Apasă puternic. Rest. Cycle 4 complete. Sprijin pe antebraț. Nu trebuie neapărat să te duci genunchii în linie cu trunchiul. Poate fi și mai în față. De aici ridicăm în maxim. Deschid expir. Rest. Cycle 5 complete. Și următoarea. Prepare and work. Expir. Nu te grăbi. Important aici să fie suficient de sus și să fie abdomenul încordat. Rest. Cycle 6 complete. 7 și 8 schimbăm pe partea cealaltă. Sprijin pe antebraț. Prepare and work. Deschide expir. Pieptul lung. Rest. Cycle 7. Încă una, să știți, mai rezistați un pic, un pic, un pic. Prepare and work. Deschid. Gâtul lung. Sunt pe final. E bine. 3, 2, 1. Rest. Tabata 8 complete. Recover for 1 minute. Foarte fain, super. Acum, ne așezăm cu fața la salteluță, da? Pe antebrațe, este muzică. Pun ceva așa mișto de stretch. Și continuăm. Ok,
Umerii tragem în jos. Gâtul umbărbia sus. Inspirăm adânc. Expirăm ușor. Dacă ai probleme în zona lumbară, rămâne în această poziție. Dacă nu avem probleme, tragem palmele sub umeri. Strângem coatele flexate pe lângă corp. Împingem ușor. Ținem umerii jos. Gâtul lung, pieptul deschis, bărbia sus. Inspir adânc. Expir ușor. Depărtează genunchii. Și împingem fesierul pe călcâie. Aducem brațele înaintea trunchiului. În față, în tine. Facem un pas lateral pe direcția unui genunchi. Poți să-ți poziționezi chiar palmă peste palmă, întinde bine. Inspirăm adânc. Și expirăm ușor. Trecem prin central și schimbăm pe partea cealaltă. Revenim în central. De aici împingem umerii în jos. Trează gâtul umbărbia sus. Introduc un braț sub trunchi. Mă așez pe umăr. După care eliberez tensiunea din cotul de sprijin. Vârfurile tălpilor sunt bine întinse. Păstrează-ți umerii departe de ureche. Ne ridicăm ușor. Păstrăm umerii trași jos. Schimbăm pe partea cealaltă, ne așezăm pe umăr. Coborâm cotul de sprijin. Concentrați-vă să inspiri adânc și să expiri ușor, să nu dai tot aerul afară deodată, ci treptat. Revenim central. De aici vom introduce un picior în coapsa internă. Mă așez deasupra lui, pe cealaltă am întins la spate. La fel, umerii. Noi rotesc către spate, deschid bine pieptul, balansăm dacă avem nevoie coapsele stânga-dreapta. Ne putem așeza pe antebrațe și să aducem frunte la sol. Nu tensionăm. Relaxează. Ridicăm încet și schimbăm pe partea cealaltă. Poți să balansezi stânga dreapta părțile, rotind umerii către spate, gâtul umbră sus. Coborăm încet pe antebrațe, poziționăm fruntea la sol. Umerii departe de ureche, relaxăm deasupra piciorului. Menținem aici un pic mai mult pentru ca să relaxăm coapsele. Încet, încet ne ridicăm și păstrăm genunchii foarte bine deschiși. O să venim cu sprijin pe antebrațe, în broscuță. Am picioarele bine îndepărtate, fac pași cu palmele în față, poziționez pe antebraț. Și de aici împinge spate și față. Spate și față. Nu forța. Relaxăm zona inguinală, flexorii șoldului. Ridicăm încet, păstrăm genunchii depărtați. Acum,
Pentru acest exercițiu vă dau două variante, în cazul în care nu sunteți foarte stăpână pe echilibru vostru sau în care simt că pot să îl duc până la final. Palmele le poziționez în față, ridic un picior lateral. Dacă simt că nu sunt stăpână pe echilibru meu, pot să rămân cu fesierul aici jos, da? Și doar trag, uite așa, cu cotul, împing ușor genunchiul către exterior. Dacă simt că pot mai mult de atât, ridicăm fesierul. Da? În continuare poți să susții o palmă ușor la sol. Împingi genunchiul către exterior cu brațul tău. Da? Dacă simți că poți să susții mai mult, hands free. Da? Și bineînțeles că putem să ridicăm și călcâiul. Împingem ușor către exterior și față pentru a deschide mai bine coapsa. Așa. Am luat o step by step. De aici, după aceea, vrem să schimbăm, întotdeauna venim în poziția de echilibru, da? Și mergem pe partea cealaltă. Poți să rămâi cu fesierul jos și doar împind cu potul, ridicăm sau ridicăm complet. Dacă ai ales să ridici complet, poți să încerci și varianta cu călcâiul sus. Așa. Și împingem cu brațul către exterior. Super. Pe o parte s-ar putea să meargă chiar mai bine, este absolut normal. Revenim în poziție de echilibru, excelent. Și acum ne așezăm cu spatele la sol, fața în sus. Umerii tragi spate, aduc un picior deasupra, apăs cu palma pe genunchi. Poți să rămâi în această poziție sau poziționăm palmele în spatele genunchiului. Tragem ușor. Aici, dacă dorești, poți balansa stânga-dreapta triunchiul pentru a se așeza lumbara mai bine la sol, păstrând umerii jos, să nu-i aduci la ureche, pieptul deschis. Așa. Schimbăm pe partea cealaltă. Poți să rămâi aici și doar să apeși ușor cu palma pe genunchi, este suficient. Sau prindem în spatele genunchiului, menținând umerii pe salteluță. La fel, putem să balansăm stânga-dreapta. Avenim în paralel cu picioarele și de aici o să îi culcăm genunchii lateral, brațele le întindem în continuare umerilor sau deasupra capului. Important e cotul să nu ți se ridică de la sol, ridice și privim în direcția opusă. Inspirăm adânc, eliberăm. Dacă dorești să intri mai adânc în stretch, cu palma opusă piciorului de deasupra, coborâm aici în spatele genunchiului, aplicăm o mică presiune pe genunchi, îl apăsăm către sol și îl tragem un pic spre trunchi, pentru a întinde și mai bine musculatura fesierului. În continuare privim în direcția opusă, păstrând umerii jos. Îi tragem departe de ureche, în mod conștient. Revenim central și schimbăm pe partea cealaltă. Umerii jos și ridicăm brațele. Dacă observi, nu le-am ridicat trăgând umerii la ureche, da? Am așezat umerii pe salteluță și doar am extins brațele lateral. Privim în direcția opusă. Și dacă dorești, poți să cobori aici în spate, în genunchiului. Presăm către sol, ușor în sens ascendent. Revenim central, strângem genunchii la piept, rotim umerii spate jos și acum vom ghida cu brațele genunchii, mișc cerculețe, astfel încât ne automasăm zona lumbară. Așa. De aici vom face două, trei ninjuțe și ne ridicăm. 1, 2. Și pe 3 am împins pieptul de înainte.
jos, gâtul îmbărbia sus. O să venim pe genunchi ca și sprijin, dacă ne place această poziție, dacă nu în poziția de lotus. De aici, tragem umerii către spate, gâtul îmbărbia sus, coborâm capul lateral, cerculețe mici, stânga și dreapta. Dacă dorești, poți să implici un pic și umerii. O să pocnească, este absolut normal, ne reașezăm vertebrele. Acum, fă un efort și trage conștient de umerii în jos, împinge pieptul înainte și de cât poți să te luăm. Acum, păstrează umerii jos, facem un coșulet din palme, îl așezăm în spatele cepei, păstrând umerii jos, întindem coadele către exterior, pieptul este deschis, privire, alegeți un punct în tavan, inspirăm adânc și expirăm ușor. Iar acum pe expir, lăsăm capul greu sub greutatea palmelor. Inspirăm, deschide pieptul, păstrează umerii jos, gâtul îmbărbia sus. Expir, lăsăm capul greu. Pe ultima ridicare, de aici deschidem brațele către exterior. Așa. Haideți să aducem o palmă pe genunchi opus, cealaltă vine în dreptul degetelor, de la spate. De aici păstrez trunchiul pe ax vertical, rotez, privesc peste umărul din spate. Schimbăm pe partea cealaltă. Păstrează umerii jos, gâtul lung, ca și cum te trage o sporicică în buvar. Așa, excelent. Și acum, inspirăm adânc, păstrează umerii jos, da? Ia uite, aducem palmele deasupra capului, împingem, deschide pieptul, gâtul lung, înclinăm ușor, împingem lateral și schimbăm. Și din central cu palmele în jos, unde îi pe coborâre. Și să ne fie de bine. Iuhuu! Cred că ne place treaba asta, așa este. Și mie, îmi place foarte mult. Arătați așa de fain. Ca niște dansatoare din alea așa exotice. Vă mulțumesc mult, a fost super, super. Să